Jupul, jupuirea, este un leitmotiv al acestei cărți și al literaturii lui Oțol. Este vorba întâi de jupuirea fizică. Un fac și care merită, clar. În direct la Radio Zoo. Bun, îmi zice cineva, mulțumesc frumos pentru toată muzica bună din programul de astăzi. Cu mare plăcere, Cristina. În vieții și al morții și îmi ia chiar ochiul jocuinței și poartă el mai tot timpul. Este foarte important. Ochiul este legătura între imaginar și real, între ceea ce ar putea fi și ceea ce este. Deci apare acest substrat muzic foarte prezent. Eroul nu întâmplător rătăcește în labirint ca și Stephen Dedalus al lui Joyce. Fiecare dintre momentele trăite de acest arhitect care lucrează într-un institut de proiectare și care trăiește viața obișnuită.